Am modificat ceasul NTP de pe afișaj din 4 cifre cu TM1637 într-unul cu 8 cifre, cu max 7219. Așa că am putut să schimb, să afișez aici ora, minutul și secundele. Să zic că am și în format de 12, am păstrat partea de configurare de la celelalte ceasuri. Am un pic mai mic zoom-ul la pagină și o să vedem că acum avem activat să ne arate în timpul zilei temperatura, umiditatea și data. Ca și alte dăți pot să reglez timp de seară, ne arată cam cum ar fi. Și acum o să vedem. Deci în ultimele 5 secunde din minut vom avea data. Am mâncat pe o singură afișare, înainte era din două. Hai să facem o șmecherie. Să resetez. Nu mai piu. 1, 2, 1, 6, 8. 3. 9. Este pagina de aici. Bun, și acum deci mi arată formatul de că este ora 4 după masă, are punctul ăsta. Și acum putem să ne arate și temperatura și umiditatea indicate de DH22 sau AM2302. Este 26 de grade și umiditatea e undeva spre 43%. Acum o să arăt în formatul de 24 de ore. Asta e cum am setat eu, deci pe auto, 12 ore, 24 și auto. Intensitatea e până la 15, de la 0 la 15. Dar deja e întunecat, acum și e deranjant, așa că o să reduc. Așa, mai pot să vă fac timp de vară, dar nu mai timp de vară, acum e timp de iarnă. În rest, tot ce am avut pe ceasul celălalt, doar că... Deci dacă ne uităm aici, e un SP și un DHT și afișajul. Cam asta. Ne arată acum din nou data și cam asta. După aceea o să ne arate în formatul de 12 ore, așa l-am avut eu.